Teatru scurt. Criză în Barou, la diversul special, criză în Barou. Criză în Barou, de Gib Mihăiescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiți, domnul avocat. Ați țepiți în fiecare. Gata curățenia? Gata? Gata. E cineva în camera avocaților? Da, da, a venit de mult, domnul avocat Manole. Manole? Manole. Bine. Bună, colega! Bună, colega! Gol! Cum vezi? Ai venit de mult? Cu 5 minute înainte de dumneata. A dracului servitoare. Mincinoasă s-a făcut. Am să o dau afară. Pe servitoarea dumitale? Desigur. Păi de ce? Minte fără rușine. Eu zic. Da. Acum un ceas când s-a întors de la piață, mi-a spus că te-a văzut în partea judecătorii. A, confundă. Cred că se poate. Se vede că m-a văzut ieri. Mm-hmm. Ieri, într-adevăr. Da. Știi, aveam insomnie. M-am sculat prea de dimineață și m-am gândit că ce să fac. Hai la judecătorie, mi-am zis. Da, da, da. Ieri m-a văzut. Asta e minte cu nerușinare. Ieri nici n-a fost la piață. Poate vrea să te stimuleze ca să vii dumneata cu 5 minute înaintea mea. Da, da. Vrei să zici cu un ceas? Un ceas? Las-o, colega, las-o. E notoriu în tot orașelul că nu se luminează încă bine de ziua și dumneata te-a și înființat la partea judecătorului. Ca dumneata să mă urmezi peste cele 5 minute ale dumitale. Adică fie vorba între noi. Ce mi-e că vii la 5, ce mi-e că vii la 5 și 5. Eu vin la ora mea obișnuită, ca și astăzi, la 8. Cel mai devreme 7:30. Care 8? Până la 9:30, când începe să strige, e destul timp pentru un avocat să revadă dosarele judecătorioare ăștia și să dea consultațiile trebuințe. Se zice că nu-ți merge bine ceasul, colega. La mine e 6:30. Și pe urmă, cât mai dăduși o colpă afară, o jumătate de oră de când te urmăresc de aici, de la geam. Da? Da. E 6:30. 6:30, colega. Bată-mă norocul să mă bată. Îți spune-mi, colega, nu prea obișnuiesc să mă uit așa la ceas dimineața. Îmi pare bine că am devenit și eu tot așa de matinal. Dumneata m-a învățat, colega. Îți mulțumesc. Deși, cum cred că ai văzut, eu n-am nevoie să viu înainte de măturatul aprozilor. Clienții mei mă așteaptă totdeauna. Ba câteodată mă așteaptă și ai altora. A, da, 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 se poate întâmpla și asta. De câte ori nu vin și la mine clienții altora. Da, vin pentru că le ții calea dizi de dimineață, sigur. Ca să vezi dacă ai și dumneata clienți credincioși. Ca să ai și dumneata plăcerea asta, într-adevăr, deosebită de a fi așteptat. N-ai decât să vii ceva mai târziu. Păi sigur, ca să-mi îmbătrășești dumneata, mersi. Păstrează-ți plăcerea asta pe dumneata. Oh, nu te teme, nu te teme, că nu-mi părăsesc eu obiceiurile mele, tabieturile mele, pentru ca să câștig acolo cu 100 de lei mai mult. Nu mă scol eu pentru asta la 4 noaptea. Zila dumneata e tabiet să te scol la 5 dimineața? E, ce să-i faci? Ține caz că nu poți să-mi iei înainte. E, cum fac, cum dreg, cel puțin jumătate de ceas sunt înaintea dumitare. Păi zisești că doar cu 5 minute. Ca să nu-ți fac sânge rău. Ca să apuci totul. Pardon, dă-mi voie. Cine a călcat întâi consemnul? Ce consemn? Consemnul, consemnul de a veni amândoi la 8 fix. Sau pacip aproape. E, aici, colo mai mergea. 8 fără 2, 8 fără 3. 8 și 2, 8 și 3. În sfârșit, când colo, ia că de la o vreme te găsesc necontenit aici. Și ia că mă interesez să aflu că scumpul meu colega de o jumătate de ceas de când tot îmi alege la clienți. Ei bine, mi-am zis, n-ai să mai apuci înainte colega. Și când dimineața mi-ai venit la 7:30, hai și eu a doua zi la 7. Și când dumneata mi-ai venit la 6:30, hai și eu a doua zi la 6. Și când mi-ai venit la 5:30, hai și eu a doua zi la 5. La 4:30 n-ai mai putut să-mi vii. Eu viu că pot, n-am tabieturi. Asta ca să te învăț eu, colega, ceva să zică un consemn. Vin la 4:30 pentru că sosești de-a dreptul de la club. De la club? De la club. Dar mă rog, despre ce consemn vorbești, dumneata? Când am făcut noi consemn între noi când să venim? Adică
Eu sunt din aia care îmi calc cuvântul, colega. Asta este o insultă. Cum ce consemn? Consemn tacit. Ce adică, dacă e tacit, nu poate să opereze? Ca în lege. Ce-mi faci pe niznai? Consimțământ tacit, reconducție tacită, renunțare tacită. Lasă, nu le mai enumera. Am văzut că în ultima vreme ai început să le ghibuiești mai bine. Progresezi. Citesc, colega, de-aia progresez. Eu de-aia mă duc acasă când ies de aici, nu prin cârcium, ca să-mi împac cu o suică pe clienții cărora le-am pierdut procesul. Nu, pardon. O mică rectificare. Suica o dă clientul avocatului și nu avocatul clientului. Iar cu suica sărbătorești ceva, onorate confrate. De când e lumea lumei, eu știu că s-au sărbătorit, se sărbătorește și se vor sărbători doar succesele, izbânzile, triumfurile. Trebuie să aibă cineva o logică specială, să zicem, ca a dumitale, pentru ca să afirme că se pot sărbători insuccesele. Pe când acasă o șterg repede cei ce nu mai vor să-și vadă clienții după proces. Se fofilează, știi, ușor. Se ascund sub birouri și scot cartea ca să se dumirească unde au greșit. Da, și buchisește. Buchisește și dă-ți cu cartea în cap. Și dă-ți cu cartea în cap. Scumpe confrate, dreptul nu e o știință de-aia ca să zici că o poți prinde din vânt. Și nu, dreptul este o știință subtilă. Trebuie să-l tocești mult dacă n-ai capul făcut pentru el. Și ascultă-mă pe mine. Tot degeaba. Nu se prinde. Dragoste cu sila nu se poate. Știi de cât abate apa în piuă, cu sculatul dimineața și cu alte paliative de felul ăsta? Mai bine o retragere triumfală la timp. Tocmai că mă gândeam să-ți atrag luarea minte maestre. Jurisprudența a evoluat și doctrina la fel, iar țuiculița cu măsline e imposibil să pună pe cineva în curent cu ele. Doctrina și jurisprudența n-au evoluat deloc, dracul meu. Ascultă-mă pe mine. Doctrina și jurisprudența se învârtesc, ca să zic așa, pe loc. Încearcă ele să se repeadă înainte, dar, înțelegi, au o sfoară groasă de care sunt legate cum e legat calul în arie. Din cercul lor nu pot să se desprindă. Dumneata le știi cum sunt acum. Peste 10 ani ai să vezi că o să fie cum erau acum 20 de ani. Principalul e stâlpul de la mijloc, colega, vreau să spun legea. Aia, dacă o știi bine, dacă nu, mai rău te zăpăcești cu jurnalele și revistele dumitale. Ăia de la București, ce să câștige? Criza s-a întins pretutindeni și când e criză nu știi, încep teoriile. Dumneata, ai face mai bine să mai deschizi codul ăla nițel. Ce vorbești, colega? Codul, da, mai da, pritocește-l da. Și pe la puțintel și dacă vezi că nu merge, lasă-te de meserie, colega, fă altceva. Sunt atâtea lucruri pe care le poți face cu licența dumitale, slavă Domnului, lumea e mare, fă, uite, de exemplu, politică. Sau dacă nu vrei asta, cumpără-ți o vie sau și mai simplu, intră în magistratură, domnule. Mersi pentru bunăvoința ce mi-arăți și care mi-e cu atât mai simpatică, cu cât e mai dezinteresată și chiar eroică. Într-adevăr, găsesc că e un adevărat eroism să ia asupra dumitale singur toate actele de notariat și toate procesele judecătoriei ăstia cu tariful pe care vei avea atunci neplăcerea și osteneala de a-ți-l fixa tot singur. Da, nu sunt eu tocmai acela tinere, precum știi foarte bine, care să lucreze sub tariful reglementar. Toți clienții dumitale care au venit la mine cu asta mă amenințau. Ia ca conurică face la jumătate. Nu se poate, mă, omul, e lege, nu pot să-ți las un ban. Așa îmi răspunde clientul, atunci cu Coane Manole, iartă-mă, dar eu merg la conulică. Păi bine, dragul meu, unde vrei să mă duci așa? Să rămân fără o pâine, fără o para pentru copii? Nene Manole, asta știu, le întrebi pe toate. Adică dumneata îmi reproșezi mie că au ajuns actele de notariat în halul acesta? Dumneata îmi reproșezi mie că fac actele pe nimic, că nu mai departe decât ieri, Herșcovici. Da, Herșcovici. Care am cerut 600 de lei după tarif pentru un act de vânzare în valoare de 10.000 de lei. Știi ce mi-a răspuns? Ce ți-a răspuns? Zice, bine, Conelic, domnul Manole mi-a făcut una la fel cu 60 de lei. O fi fost altă valoare, măi, omule, i-am spus eu. Ce valoare? Zice, ce valoare? 10.000 valoare. Mi-a cerut și el, nu-i vorba, la început, nu 600, 1.000 mi-a cerut. Dar pe urmă l-a lăsat la 3 poli. Ce o? Da. Te-a păcălit clientul. Rău și-a mai bătut jocul dumneata. Nu cunoști oamenii. La bară trebuie să ai puțină pricepere psihologică. Da, psihologică. Drept că i-am cerut 1.000, dar pe urmă l-am lăsat la 600, cât e în tarif? Lasă-o moartă, Coane Manole. Bine, ne-am lăsat eu cu 300. Ne-am lăsat cu 200. Ei, vezi? Ne-am lăsat și cu 100. Poftim! Și tot n-am vrut. Ei, vezi cum lucrez? Poftim! Și mai zici de altul. Ca să te prind. Ca să văd cum îmi lucrezi, dumneata. Până unde mergi cu tocma?
Pentru că, iartă-mă, nene Marole, dar eu voi face cunoscut baroului modul în care lucrez. Și mi-am luat toate măsurile. Herșcovici, am spus. Herșcovici, să știi că te pun să juri. Juri, mi-a răspuns. Trei poli, dacă vrei, dacă nu, mă duc la conul Manole. Iartă-mă, dați-l, pun martor, nene Manole. Eu nu pot să lucrez în condițiile astea. Să-i fi zicând că i-ai dat drumul clientului tău. Și-i dau, ca să vii la dumneata, asta s-o mai aștepți. Asta s-o mai aștepți. Mă zic că i-ai făcut actul pe trei poli. E registrat, l-am văzut. Dar știu că-mi examinez toate înregistrările. Da, să lasă înregistrările, nu întoarce. Am să-l pun și eu pe Herkovici să jure cât ți-a dat. Va să zic că dumneata îi primești trei poli pe un act de 10.000 de lei și cer ca baroul să mă pedepsească pe mine? Ți-am spus, nene Manole, lasă-te de avocatură. Păi dacă vrei să-mi dai în cap cu adevărat, știi ce trebuia să faci? Ce? Trebuia să iei o declarație scrisă. Să-ți mai faci rost de 2-3 martor și... Jură el singur, n-avea grijă. Nu o să jure, n-ai. Și să nu-i faci actul, m-ai înțeles? Să-i spui, acum, Herșcovici, du-te la colegul Manole. Așa ți-aș fi făcut și eu. Și-am avut atâtea ocazii. Oho! Și cât o să mai am? Dar așa am fost eu, așa am fost eu totdeauna în viață, gentil. De aceea îți spun, lasă-te, lasă-te de avocatură. Bă, așa e, domnule, că ești destul de tânăr. De ce nu intri dumneata în magistratură? Ia mai lasă-mă cu intratul, nene Manole. Îți spun verde, de plecat nu plec de aici. Nu mai fă-ți dumneata pe diplomat. Păi da, că aici curge lapte și miere. Nu vezi dumneata cum mă ducem noi de 2 ani încoace? Muncă de rob. Scoate în viu nopții, bate-ți capul cu dobitocii ăștia de clienți. Fă-i slu judecătorului, bacă e albă, domnule judecător, bacă e neagră, domnule avocat. Păi așa e negru, domnule judecător. Și dai cu tura și dai cu vura până ai convins pe bietul om că măgarul pe care l-aperi e cel mai cinstit om din lume. Ei, băiete, te-am scăpat de pușcărie. Să trăiești cu ale valoare. Și el pune mâna la chemir și scoate un por. Și bă, îți bagi joc de mine? Lasă, boierule, că-ți mai aduc. Păi un por, mă? Păi ce sunt eu, mă? Să-mi dai un por. Hamal, birjar, aprot? Nu mă înjosesc eu, băiete, până la un por. Să fie al dracului cu coane, dacă am mai mult. Dar lasă că-ți mai aduc eu ulu. Poftim. Poftim, domnule, profesiune nobilă, dreptul sfânt al apărării, cotat la un pol. Dacă dumneata te poți complace în mod și la aici... Aici ai dreptate, nene Manole. S-au făcut firarai dracului de obrăznicie și de ocaliceni, de-ți vine câteodată să o dai dracului și de viață și de profesiune și de tot ce e pălăiat. Păi ce mai aștepți, domnule? Intră, domnule, magistratura. Lasă-mă cu magistratura, nene Manole. N-auzi că nu intru. Asta e al crizei. Ce să-i faci? Dar o să treacă, nene Manole, dacă... Ce să treacă, mă, băiete? Nu vezi că merge din rău. Trece, nene Manole. Bine, mă, băiete. Nu avea bani, mă. Hai să zicem că iei și un pol, poftim. Ce să zici? Te înjosești. Ce poți face altfel? Dar bine, mă, băiete, înainte vreme știam și eu că-ți mai venea clientul cu un pui de găină, cu ceva cărnați, cu niscaiva ouă, ba la civile chiar și cu un curcan, o damigeană de un deca. Acu să fie al dracului, nici nu-ți mai dau pe acasă, de-a dreptul la judecătorie. Asta de când suntem doi. Asta va să zică binefacerile concurenței. Am spus-o totdeauna, concurența duce totdeauna la ananghie, la sărăcie, la... S-ar găsi el mijlocul ca să-i vii de hac și concurenții, nene Manole, dar cu dumneata... Care, băi, e mijlocul ăla? Spune că-l mănânc! Mă, uite ce este. Vino tu, mă, judecător. Vino judecător, colea la judecătorii și facem noi, mă... Nu rămâi tu sărac cu mine. Da, dar conștiința mea, ce zice, nene, mă? Care conștiință? Adică, Am și eu. Aha, acum vrei să spui că m-ai încercat iar. Nu, nene, mă, nu, dar putem face ceva. Și fără ca să mai intru eu în magistratură. Alelalte-s prostii toate, mă, băiete. Facem asociație, nene, mă, nu. Asociație? Asociație, nene, mă, nu. Punem prețurile pe care le vrem noi, înțelegi? E și? Stai să vezi. Vine la mine, vine la dumneata, prețul cu tare. Altfel nu se mai poate nici la unul, nici la altul, înțelegi? Ei și? Mă fugi, domnule. Intră, domnule. Stai ușor, nene Manole, ascultă-mă până la urmă. Mă, că teribil o mai ești. Așa facem întotdeauna. Ascultă, domnule. Ei, hai zi, dar mai repede. Da. Dar pe urmă să mă lași să-ți fac și eu propunerea mea. Te las. Și să vedem care e mai bună. Făgăduiești-mă întâi tu că mă lași și nu zici nicio vorbă până nu termin. Bine, nene Manole, făgăduiesc, dar ascultă-mă odată. Zi. Cum zic? Prețurile la fel și la unul și la altul sub jurământ. Jurământ de altă ori. Stai, nene Manole, ai răbdare, omule. Ce se întâmplă atunci? Să zicem că țăranii zic așa. Dacă oricolo, oricolo plătești tot la fel, hai să mergem la nea Manole că e mai bătrân. Păi asta n-ar fi tocmai rău, dar mi-e frică să nu zică hai să mergem la Lică Popescu că e el mai tânăr. Ai răbdare, nene Manole, păi tocmai aici e secretul asociației. Să facem înțelegi ca și Lică și Manolică să ia și unul și altul. Și țăranul să nu-i mai jefuiască de dreptul lor. Ia mă zi mă că-i zici bine. Păi vezi, nene Manolică, căci ce zice asociația? Încasează pe tariful ăsta. Pe urmă pui la mijloc și împarți în două grămăjoare egale. Înțelegi, mea ta, nene Manole, cum vine mecanismul ăsta? Mă înțeleg eu.
N-ar fi el tocmai rău, dar e vorba dacă îmi tragi chiulul. Nu te supăra că zic astfel, dar știi, între confrații... Păi să și vreau, nene Manole, și nu pot. Păi nu sunt dosarele martore câte procese am avut fiecare? Păi nu e conica de autentificări martore câte acte am avut fiecare? Bă, mălică, tu știi că nu ești prost, mă, băiatul, bă! Cum o să fiu prost, nene Manole? Bă, știi că e grozav, bă! Ei, ce zici, facem? O inaugurăm? Hai să o inaugurăm, nene Manole, batem în acolea! Într-un ceas bun, Lică, vin să te pun, mă! Să mai poftească domnul țăran acum! Ba să zic că de astăzi, primul care o veni, mă, cât e ceasul? Ia ascultă, bă, de când ne cerovăim noi aici și niciun client n-a bătut la ușă. Chiar așa, că n-a bătut nimeni. Mă, ce-o fi asta, bă? Da. Tocmai când să inaugurăm și noi asociația? Că așa e, ce mai fi și asta? Stai să mă duc la grefă. Ia vezi tu ce-i pe acolo. Dar ce v-a să zic asta, domnule? Ce? Judecătorii ăștia își fac de cap. Din atins nu pun procese pe conică într-unele zile. Păi când dau dumnealor de gând să o facă la... Cartoforul ăsta nostru a pierdut la cărți acum 2008 și 40.000 de lei. Dă-l dracului că se laudă. Nu se laudă că i-am luat eu. Nu strica, dă-l dracului. Acum de el stămâne, ia vezi ce e cu procesele alea. Dacă o fi cumva ceva să știi că fac reclamații la minister. Stai, nene Manole. Stai. Nu cumva... Oare în câte avem astăzi? Azi? Păi azi nu e în... Azi e... Nene Manole... Nu e în 26 octombrie, aole. Bine, mă, mizerabil, nici în zilele de sărbătoare nu lași judecătorii afacere. Bine, nene, mă, nu te mai satul de dijmuit, ce măi, omule. Ce să mă satul, mă, copile, mă? Dar lasă că o să săturăm noi acum pe clienții. Mă, ai avut o idee de-a dreptul genială. Mă, vinu să te pumă. Să mai intru în magistratură, nene, mă, ei, lasă-o acum, că spuse în glumă. Cum crezi tu, mă, că m-aș fi pretat eu să împart cu un judecător? E o conștiință înainte de toate. E o conștiință să trăiești, nene, mă, mărică. Trăiască asociația, băiete! Ați ascultat Criză în Barou, de Gib Mihăescu. Au interpretat Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, și Toma Caragiu. Regia muzicală, Valentina Stoicescu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică, Elena Negreanu.